dimineață cu un soare miraculos răsărit după o săptămână de ploi. O biserică ivită pe cerul albastru după crengile teilor înfloriți. Clopotul bate a sărbătoare. Astăzi nu este o zi obișnuită. Este sărbătoarea Sfintei Treimi și totodată hramul parohiei bucureștene cu același nume din cartierul 13 septembrie. Cum hramul bisericii este un moment important în viața unei parohii, creștinii se adună unul câte unul pentru ca la sfârșitul Sfintei Liturghii biserica să fie neîncăpătoare. Praznicul Sfintei Treimi este o sărbătoare închinată iubirii. Creștinismul este mai înainte de toate religia iubirii. Este taina iubirii lui Dumnezeu pentru lume, precum și strădania și nevoia omului de a răspunde acestei iubiri. O iubire pe care noi nu o putem pătrunde cu mintea, dar o putem percepe cu inima doar năzuind spre Sfânta Treime. Un Dumnezeu întreit în persoană, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, despre care Părintele Stăniloae spunea că este structura supremei iubiri. Așadar, o liturghie a iubirii. Cum altfel poate fi socotită slujba înălțătoare la care am participat de praznicul Sfintei Troițe, așa cum numai părinții din vechime numeau această sărbătoare a lui Dumnezeu? Taina Sfântei Treimi este, putem să spunem, modelul spre care tindem noi cu toții în ce privește comuniunea și iubirea pe care ar trebui să o avem cu cei din jurul nostru. Comuniunea și iubirea treimică ar trebui să fie modele de viață pentru fiecare dintre noi. Aflată la intersecția șoselei 13 septembrie cu strada Sebastian, Biserica Sfânta Treime din București este un reper important pe harta spirituală a capitalei. Construcția monumentală în stil neoromânesc a fost ridicată în perioada 1925-1934 pe locul vechii biserici a satului Lupești, care data din anul 1820, iar târnosirea s-a făcut de însuși Patriarhul Miron Cristea. 10 ani mai târziu s-a zugrăvit și pictura despre care se spunea că ar fi fost cea mai reușită zugrăveală de gen din întregul Orient creștin. Părintele paroh Ion Grădincea, începând cu anul 2007, având alături întreaga comunitate parohială, a făcut lucrări de consolidare și reparații generale ale bisericii și a început restaurarea picturii. Totodată, părintele paroh a inițiat alături de ceilalți părinți slujitori și un proiect de implicare în social al bisericii, cu și prin credincioșii ei. Este o parohie mare în acest cartier al Bucureștiului și ca în tot orașul sau ca în toată țara sau în toată lumea sunt numeroși credincioși care au nevoie atât de asistență religioasă, de hrană duhovnicească și de asemenea și de îngrijire socială și materială. Și biserica noastră este implicată în mai multe proiecte de asistență socială și pe care le dezvoltă. Mai întâi este vorba de un proiect de asistență socială numit Sfânta Treime, Izvor de Milostenie, în baza căruia, iată, de 2 ani și jumătate, în fiecare zi, pe cheltuiala bisericii, 15 familii primesc masă caldă zilnică la prânz. Filantropia este o formă de slujire liturgică dacă este săvârșită în numele Sfintei Treimi. De aceea, în ziua hramului, parohienii au pregătit un praznic generos. Toți cei care au participat au putut lua o masă caldă. S-au făcut pachete și pentru cei care nu au ajuns la slujbă, în special pentru bătrânii singuri și bolnavi din comunitate. Biserica Sfânta Treime este una dintre multele parohii din București care se preocupă de problemele celor aflați în nevoie. Martor la această stare de fapt, constatăm că doar în biserică trăim pe deplin bucuria dăruirii. Dacă nu ieșim din noi înșine, întâlnindu-ne cu Dumnezeu în ceilalți, nu ne vom regăsi cu adevărat. Doar dăruind, ne asemănăm lui Dumnezeu cel întreit în persoană și înmulțim iubirea Lui.